Se spune că noi oamenii funcționăm ca un magnet, atragem ceea ce gândim. Iar pentru a atrage numai lucruri bune în viața noastră, trebuie să ținem cont de câteva lucruri. Sunt cuvinte pe care trebuie să le eliminăm din vocabular și cuvinte sau expresii pe care ar fi bine să le folosim de cât mai multe ori pe zi. Cerasela Rogen, coach transformațional, ne învață secretele ei. Astăzi o să vă dau câțiva pași simpli în care să ajungem la prosperitate, la sănătate și, de ce nu, și la iubire. Primul lucru și cel mai interesant sunt cuvintele. Deci dacă ați putea să desenați un triunghi, v-aș spune că pe fiecare latură să puneți câte un cuvânt. 1. Este focusul. 2. Sunt cuvintele. Și 3. Fiziologia, adică poziția corpului. Oare, o să vă întrebați, ce legătură are poziția corpului cu a fi prosper? Are, pentru că atunci când ai o anumită poziție, energia circulă altfel, sistemul limfatic este altfel și coloana ta vertebrală împinge foarte repede limfa mult mai bine la creier și creierul va fi mult mai clar, va avea soluții mult mai bune. Și atunci, ce e de făcut? Scurt. 1. Hrăniți inima voastră și mintea voastră, în primul rând, cu cuvinte foarte frumoase, care înseamnă pot, știu, o să-mi iasă, o să fie bine, o să fie extraordinar, lumea este frumoasă, este un loc bun, viața este miraculoasă, pentru că dacă hrăniți mintea voastră cu expresii și cuvinte nu mai pot, m-am săturat, mă enervează, totul este urât, creierul vostru va procesa aceste lucruri și, drept rezultat, va avea soluții pe măsură. Și bineînțeles, avem și o glandă, se numește RAS, în engleză Reticular Activating System, adică ne activează sistemul de vedere, în care putem să vedem soluții, să avem inspirații, să vedem materiale sau lucruri de un business sau de o afacere sau pentru sănătate. Vă invit să folosiți cele mai frumoase expresii, să hrăniți mintea voastră dacă vreți să vă aducă soluții bune, inspirații, decizii bune, hrăniți-o cu cele mai frumoase expresii și cuvinte. Apoi, focusul. Este doar de două feluri. Puteți să vă focusați, să puneți atenția voastră începând de dimineață pe ce vă deranjează în viața voastră, la voi înșivă și la ceilalți, și veți avea rezultate pe măsură. Focus este egal emoții. Veți avea o stare proastă, veți atrage oameni cu acea stare și situații la fel. Și atunci prosperitatea se duce, sănătatea se face praf și nu este un lucru de dorit. Ce putem face? Să punem atenția, că vedem, că mergem, că ne-am trezit. Dragii mei, 1 milion de oameni în fiecare noapte în lumea largă nu se mai trezesc. Deci, dacă voi auziți această emisiune, sunteți binecuvântați. 3. Fiziologia este statusul, și anume corpul și poziția pe care o facem. Dacă mergem cu pieptul deschis, cu brațe deschise, zâmbim, chiar dacă nu ne este foarte bine, prin sistemul nostru nervos o să avem o chimie în corp foarte bună. Adică e ca și când am luat ceva care ne creează o stare de plăcere, și anume dopamină, serotonină, endorfine și oxitocină sunt hormonii de fericire. Și că vrei, că nu vrei, vei fi fericit doar din această cauză. Bref, pe scurt, din această stare veți avea claritate, soluții foarte bune, veți ști ce decizii să luați, veți lua decizii foarte repede și deciziile ne creează viitorul. Deci, vă aștept să faceți acest triunghi și să vă țineți de el în fiecare zi.